fani BMW, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi avem un material cu totul și cu totul deosebit. Dacă în urmă cu un an de zile spuneam despre un M5 că îți sparge urechile, povestea se repetă cu ceea ce se dorește a fi un M3 preparat din anul 2000. Dar cel mai bine și cel mai bine o să vorbim cu proprietarul acestei super mașini despre toate modificările interior, exterior, motor, evacuare, pentru că, uite, vine și o face foarte tare, calcă totul în picioare. Asta este mașina vedetă a vlogului de astăzi. Iată, ne aflați în interiorul unei super mașini cu care abia aștept să mergi la o liniuță, la modul în care arată, la modul în care sună, dar mai ales la modul în care se comportă. Pentru cei care nu știu, wow! Cam asta înseamnă să decolezi. Alături de mine este Dizi UFO Popovici, UFO Motorsport, parte din Power Fanatic Garage. Dragi prieteni, vă salut, după cum v-a zis și Mihai Dacin. Eu sunt Dizi și astăzi vă vom prezenta mașina mea, care este un BMW 323CI pe care l-am transformat într-un BMW după bunul meu plac. Adică la exterior am adus un look de M3 E46, pe interior am montat niște scaune Recaro care sunt și foarte comode și foarte sportive, au așa susținătoarea aia laterală, adică te simți în deplină siguranță aici, chiar dacă accelerarea este foarte brutală. Câți cai putere avem sub capotă? Am reușit să depășesc 400 de cai putere, care era scopul meu. Și ca și newton, 520 de newton. Am mai exact, am 402 cai. Ce pot să zic, că eu sunt super mulțumit de rezultatul care îl am cu mașina. O mașină care este din anul 2000, adică are 19 ani. 19, mulți nu le vine să creadă. Nu, pentru că mașina arată foarte bine. Le spun că este o mașină de aproape 20 de ani, da. Am început să lucrez pe ea din 2011, de când am achiziționat-o. Și de atunci nu reușesc să mă opresc. Acum am reușit să o aduc într-un stadiu în care, să zic, că ar fi în proporție de 98% gata și nu aș vrea să mai aduc prea multe modificări, pentru că în stadiul în care este în momentul de față e deja suficient. Sunt chiar mulțumit de cum arată, cum merge, cum se comportă. Într-adevăr că mulți spun că o mașină de genul niciodată nu este gata. Sper că a mea, să pot să zic în curând, că într-adevăr este gata. Am două mici lucruri care trebuie să le rezolv și atunci chiar pot să zic că sunt gata cu ea. Senzația pe care o treci la interior este una deosebită. Îmi place că ai adus din albastrul exterior și în interior. Avem această combinație, acest joc de culoare între negru și albastru. Mi se pare o mașină făcută cu foarte, foarte bun gust.
agresivă și gălăgioasă, la modul în care chiar abia aștept să pleci cu ea. Și uite că noi, nu știu ce facem, ieșim din țară? Nu, să caut, o să caut un loc de întoarcere, într-adevăr, pentru că nouă ne place să facem 2-3 sprinturi și din păcate nu prea avem locuri amenajate pentru așa ceva, în afara, să spunem, etapelor de drag race, unde și această mașină abia așteaptă să își arate potențialul. E grozav sunetul, ai o evacuare modificată integral, am văzut țevile și la momentul în care vom arăta mașina pe exterior, vom și da 2-3 explicații. E o mașină pe care poți să o înscrii atât în concursuri de frumusețe, cât și în concursuri de viteză sportive. Adică e un mix perfect din punctul meu de vedere. Știi să mai existe astfel de mașini în țară? Băi, sunt convins că mai există. Nu pot să fiu eu singurul pasionat care să reușesc să combin și frumusețea și puterea într-un singur lucru. 100% mai sunt și alții care au reușit să facă așa ceva. Probabil nu sunt prea cunoscuți sau noi nu am reușit să-i cunoaștem, dar sunt ferm convins că sunt mulți care iubesc aceste două lucruri. Unu, să ai o mașină care să fie frumoasă, să întoarcă lumea cu capul după ea, și doi, să ai o mașină care, pe lângă că este frumoasă, să aibă și putere. Prin exemplul tău, prin munca depusă, o să încercăm să inspirăm pe mulți în materialul de astăzi, spunându-le care sunt modificările pe care le-ai adus la mașină sau care sunt pașii pe care în principal trebuie să-i urmezi atunci când vrei altceva de la motor. Și dacă la Claudiu Deican ziceam că decolăm cu un M5, aici decolăm cu un M3 la propriu. Wow! E senzație, e senzație cum pleacă mașina, e incredibil. Este exact feelingul acela pe care îl vrei când ai un BMW și vrei să lași pe toată lumea cu gura căscată și bineînțeles să-i privești din oglinda retrovizoare. Dar încă o dată vă spunem, încercați puterea mașinii pe circuit, pe stradă, încercați să fiți în limitele legale. Hai să povestim despre mașină. Ok, am venit în exterior pentru a vedea principalele modificări ale mașinii tale. Păi, având în vedere că această mașină a fost un 323 CI, care la bază nu are absolut nimic lărgit, să zic așa, ca și caroserie, puteți să observați și voi bara față, care este de M3, capota, care este... sunt fibră de carbon până la urmă. Sau imitație de fibră. Este imitație de fibră de carbon. Din păcate, cu capota am avut puține probleme, să zic așa. A trebuit să fac o grămadă modificări pe ea și nu se mai vede carbonul de desubt. A trebuit să o chituiesc, să o trag la linie ca să se potrivească pe mașină. Am comandat-o de la ceva firmă de tuning și, surprinzător, nu se potrivea nicicum pe mașină. Acele decupaje, acele grile de aerisire, de prize de aer de pe capotă, erau sau au fost puse ulterior? Eu așa am comandat capota exact cum se vede, doar că singurul lucru de pe mașină ce, să zic așa, este doar pentru design, pot să zic că sunt grilele acelea. Puteam să comand varianta care să fie găurită sau negăurită. Am preferat varianta care să fie negăurită pentru că dacă mă duc undeva și plouă, m-ar cam deranja, sincer, să ajungă apa în interior, în habitaclul motor. Ajungem și acolo dacă vrei să ne dezvăli secretul, după care vedem niște jante cu capace M. Jantele sunt cele specifice modelului M de E46. Practic și teoretic, mașina, tot ce se poate vedea pe ea este original M. M3, E46. Da. Am ținut foarte mult să țin la un aspect
foarte clean, da. Adică nu îmi plac lucrurile care se pară împopoțonate. Ok. De-aia și am păstrat linia asta originală de M3, E46, bineînțeles aducând foarte, foarte mici îmbunătățiri care, să zic așa, pentru cineva care este necunoscător, nu reușește chiar să-și dea seama că e un tuning care s-a dus la mașină. Adică multă lume ar zice că așa e mașina de serie, dar noi vedem bara față, bara spate, chiar și pragurile laterale, prizele de aer, capota, lucruri care o deosebesc de o mașină de serie, să zic da, așa. Da, exact. Am element de fibră de carbon aici în spate, evacuare, difuzorul, așa se numește. Și apropo de air diffuserul ăsta, văd că ai dublă evacuare stânga-dreapta. Zi-mi, te rog, despre evacuare. Practic e modificată total, e ceva... Absolut modificată de la cap-coadă, pentru că în momentul când am făcut conversie de la un motor simplu aspirat, nu puteam să mai păstrez diametrul care era original al mașinii și aveam nevoie de un sistem mult mai performant de evacuare, care l-am făcut la bunul meu prieten 2000 de metri de la Power Fanatics Garage. Da, am văzut că de fapt există această emblemă pe mașină. Cine n-a auzit de 2000 de metri, cine n-a auzit de Claudiu Deican, voi sunteți din aceeași familie. Da, exact. Asta urma să spun. Noi suntem un club, clubul Power Fanatics Garage. Vedem că participați și la drag racing events. E o mașină de competiție până la urmă, nu numai de show. Spune-mi dacă are un pic de istoric. În 2019 ai reușit să ieși cu ea la curse? Acum o să fie probabil în data de 28, pentru că în data de 27 iulie nu voi putea ajunge la eveniment. Așa. Va fi prima cursă cu noul upgrade care l-am făcut la mașină, la motorizare. Îmi doream foarte mult să depășesc puterea de 400 de cai și acum reușit? În sfârșit am reușit. Din 2016 tot mă lupt cu acest lucru și într-un final au venit și rezultatele. Dar probabil despre motor vom discuta puțin mai târziu. La acum, momentul în care ne deschis capota. Da, acum aș dori să continui povestea exteriorului. Mulți dintre voi care cunoașteți modelul E46 Coupe știți că este destul de simplist. Eu am ținut foarte mult să aduc mașina în liniile unui M3 original, fără prea multă modificare extra. Ce pot să zic că e extra față de un M3 original, la caroserie, capota și splitterele care se află pe bara față. În rest, absolut tot am păstrat linia originală de la M3. Cam asta ar fi istoria exteriorului, modificările ce le-am adus la exterior. Teoretic, la mașina mea, singurul lucru din caroserie unde nu am umblat este capota portbagajului. În rest, absolut tot a fost schimbat sau modificat. Probabil că vreți să vedeți ce se află sub capotă. Un motor foarte performant și foarte lucrat. Așa. Inițial am avut un motor de 2,5 litri, care dezvolta o putere de 170 de cai. Am trecut pe un motor de 3 litri care l-am decomprimat. Am mai câștigat prin decomprimarea respectivă puțin centimetri, să zic așa. Am acum 3200 de centimetri cubi. Asta m-a ajutat să la conversia turbo să pot obține niște performanțe mai mari. Adică dacă ai un motor care nu e decomprimat și faci conversie turbo, atunci la motoarele benzinar nu poți să dai o presiune mai mare din turbină de 0,6 bari. Eu vroiam teoretic să obțin un motor care cât de cât să fie stock, ca să pot păstra aer condiționat, să nu trebuiască sistem foarte performant de ambreiaj, de injecție, să nu mă apară gălăgie în plus în mașină, să pot circula liniștit cu mașina fără să fiu deranjat de sunetul pompei de combustibil, pentru că în cazul unei mașini care este foarte performantă, trebuie să punem o pompă de combustibil mare care și face gălăgie. Ei, eu am încercat să păstrez o pompă de combustibil care să fie în rezervor,
să nu fiu deranjat de sunetul acesta în timpul mersului. Îmi aduc aminte că la unii dintre colegi există la mașinile lor. Da, da. Ei, la mine mă bucur că am reușit să obțin ceea ce îmi doream să obțin fără să trebuiască să fac acest compromis, să suport o gălăgie de pompă în plus. E normal că dacă ai o mașină de curse și mergi, să zic așa, 10-20 de minute, e suportabil. Dar când ai o mașină cu care ai planul să faci un drum într-un weekend mai lung, este chiar obositor. Să auzi non-stop pompa aia de benzină. Filtru sport K&N. Filtru sport, așa am conceput absolut tot, că dacă cumva vreodată o să fie ridicată capota mașinii să fiu controlat, să nu se vadă absolut nimic extrem, să pară totul curat. Dar este foarte curat. Tot ce ține de performanțele mașinii este sub... Ingineria e dedesubt. Ingineria este dedesubt, exact. Din cauza asta a trebuit să fac niște lucruri extra, gen returul de la ulei de la turbină nu era bun din cauza că avea o cădere foarte mică. A trebuit să apelez la o pompă electrică de recirculare a uleiului care vine din turbină. Am montat acolo un oil catch tank pentru așa ceva. Și aceasta este o problemă cu care mă lupt încă în momentul de față, pentru că nu e chiar cea mai bună recirculare de ulei și în anumite momente când supra-solicit mașina, îmi apare o pierdere de ulei de la oil catch tank-ul respectiv. Ei, probabil că într-un final o să reușesc să găsesc care ar fi motivul pentru care uleiul respectiv vrea să evadeze de acolo din oil catch tank, dar deocamdată nu am reușit. M-am luptat foarte mult cu electronica acestei mașini pentru că, diferit de alți colegi, să zic așa, care modifică mașini, probabil că ei preferă o mașină care are o tehnologie un pic mai degradată decât E46, pentru că e mult mai ușor de softat, mult mai ușor de pus un calculator standalone pe ea. Adică aici la modelul ăsta deja a apărut electronica în industria auto și acolo era cam da, fără. Și e greu să împretenești calculatorul original la mașinii să funcționeze în paralel cu standalone-ul. Cel puțin asta este una dintre problemele cu care m-am luptat și eu. A trebuit să regândesc funcționarea turometrului, să regândesc funcționarea climei, pentru că este una dintre puținele mașini la care se face conversie turbo și a rămas clima. Toți colegii mei au trebuit să renunțe la climă din cauza că nu aveau loc sub capotă. Eu m-am luptat foarte mult cu acest aspect ca să rămână toate opțiunile funcționale pe mașină și să pot profita într-o zi călduroasă de vară de clima ce mi-o oferă mașina și de puterea care am reușit să obțin ulterior. Să facem o recapitulare a cifrelor. Avem o motorizare, ai spus? Avem o motorizare de 3200 cm cub benzină. Exact. Este supraalimentat cu un turbocompresor Garrett. În momentul de față am reușit să obțin o putere ce depășește 400 de cai. Aici m-am oprit pentru că bielele originale ale motorului nu duc un cuplu mai mult de 550 de newtoni, eu am reușit să obțin 520 de newtoni, dar și acești newtoni sunt o limitare care am făcut-o să pot circula cu mașina în siguranță fără să apară probleme în timpul unui concurs sau în timpul unei pedale mai agresive. Și atunci prefer această putere la motorizarea care eu am. Sunt foarte mulțumit de ce am reușit să obțin. Din 2016 tot lucrez la partea de motorizare ca să reușesc să obțin aceste performanțe, să fie o mașină cât de cât stabilă. Probabil că mulți dintre voi v-ați confruntat cu multe probleme când ați făcut o conversie turbo pe o mașină care de fabrică a fost simplu aspirată. La fel și eu,
Acum, în 2019, pot să zic că am ajuns cât de cât să fiu stabil, dar atenție, încă sunt mici probleme care mă lupt cu ele să le pot rezolva. Ce e de făcut în continuare, adică? Păi, ce mai am de rezolvat pe mașină îi să mă scap de pierderile de ulei la supra-solicitarea mașinii și am o mică problemă cu turometru. Am rezolvat-o pentru un anumit timp, dar văd că din nou întâmpin probleme. E o rezolvare parțială. Da. Și în rest, cam astea sunt lucrurile care mă deranjează în momentul de față. Pot să spun că această mașină, în proporție de 98%, este pregătită, este gata. Ce așteptări ai de la ea în momentul în care o să mergi la o cursă? Pentru o liniuță de 402 metri? Pentru 402 metri ar trebui probabil să renunț la cutia de viteze care o am acum. Este o cutie de viteze în 6 trepte. Dacă aș dori să am performanțe mai mari, ar trebui să optez pentru o cutie în 5 trepte, dar ce nu mi este convenabil vis-a-vis de acea cutie este faptul că la drum întins este foarte neplăcută. Mașina stă în treapta 5-a la o turație foarte mare, la, să zic, 140 de km la oră. Apropo de ceea ce găsim în interior și de jocul de culoare despre care vorbeam, iată că avem navigația și sistemul de infotainment, așa cum a intrat el pe piață în urmă cu ceva vreme, dedesubt zona de climatizare, badge-ul de M-Performance și aici niște indicatori. Da, deci teoretic eu nu mai am posibilitatea să fac la partea de motorizare o diagnoză, să îmi reiasă erorile în cazul în care am avea o defecțiune. Și atunci am aici acest ecran unde putem să citim rotația motorului, amestecul, care LA este rezultatul ce ne-l afișează acest ecran în urma citirii care o face sonda Landa, temperatura apei, KPA înseamnă presiunea care o bagă turbina în admisie, EGO este partea care ne informează cât de în regulă, să zic așa, este în momentul de față motorul. Adică dacă se află pe 100, înseamnă că motorul funcționează în parametrii normali. Dacă scade sub 100, înseamnă că ceva nu funcționează cum trebuie. O să observați probabil că mai apar mici oscilații, dar la o turație constantă stă undeva pe 100. Aer reprezintă aerul din admisie și TPS, 100% este apăsată pedala de accelerație. Tu ai încercat să combini o mașină pe care s-o poți folosi, cum ai spus, și în weekenduri, poate chiar uneori zi de zi dacă e nevoie, cu o mașină de competiție, ceea ce probabil că foarte mulți și-ar dori, pentru că nu prea-ți permis să ai o a doua mașină. Tocmai de aia te întreb, fiind foarte mulți posesori de BMW în România și cred că mulți dintre ei ar dori să facă un upgrade de putere, care sunt soluțiile, să zic așa, la care ar trebui să apeleze? Păi, dacă cineva ar dori să-și facă pe un model din acesta de mașină un upgrade, gen să facă o trecere de la simplu aspirat la turbo, i-aș recomanda să apeleze la cineva care a mai trecut prin așa ceva, pentru că sunt foarte, foarte multe piedici care le întâmpini. De ordin tehnic. Absolut. Și plus că în momentul când o mașină care a fost concepută să fie simplu aspirată, să o faci turbo, sunt multe lucruri la care trebuie să te gândești, nu doar la faptul că ai un motor tare, trebuie să ai o transmisie tare, trebuie să ai un sistem de frânare care să fie adaptat pentru puterea care o ai, trebuie să ai o caroserie întărită, îți dai seama, să ai o mașină de 4-500 de cai, să încerci să dai un run cu ea și să-ți sară puntea de la spate de la loc. Și eu mi-am întărit puntea spate, m-am confruntat deja cu problemele astea. Încet, încet le-am rezolvat și în sfârșit am ajuns în 2019 că pot să zic că nu mai am multe probleme cu mașina și cât de cât începe să fie stabilă. Nu o să folosesc foarte mult la competiții, dar bineînțeles când o să simt nevoia să îmi descarc
adrenalina undeva. Da, atunci o să apelez la cursele legale ce se vor organiza pe aeroport sau, mă rog, în parcări. Putem spune că s-a completat triada mașinilor de curse din Power Fanatics Garage cu mașina ta, având în vedere ursulețul lui Demi și după aceea M5-ul lui Claudiu. Da, am zis noi trei, am zis să facem mașini albastre cu jante albe, că dacă facem ceva prostii și cineva ne vede, o să fie vorba de BMW albastru cu jantă albă. Și sunt deja 3-4 bucăți pe care le cunoaștem. Da, mulțumesc tare mult, îți urez multă, multă baftă, a fost într-adevăr o experiență foarte interesantă și vă doresc și vouă tuturor celor care ne urmăriți să testați măcar o dată în vară, ca să spun așa, senzația unui BMW modificat.